Tragedia din comuna Hripiceni, când un copil de 3 ani și jumătate a murit în drum spre spital, a fost și este cercetată și de reprezentanții Ministerului Sănătății, de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani și de către IPJ Botoșani. În noaptea de 17 spre 18 februarie, un apel la 112 anunța că un copil se simțea extrem de rău și scuipa sânge. Serviciul Județean de Ambulanță a trimis o ambulanță de tip B2 cu asistent. Până la Copălău, copilul a fost transportat cu autoturismul personal al unei rude, de acolo fiind preluat de ambulanța cu asistent. Familia copilului a declarat că acesta avea semne vitale, însă când cadrele medicale au ajuns acolo, micuțul era inconștient, în stop cardiorespirator. La sosirea ambulanței de tip B2, asistenta a preluat copilul inconștient, în stop cardiorespirator, a solicitat trimiterea unui echipaj cu medic și a început manevrele de resuscitare, pe care le-a continuat până la sosirea în 23 de minute a echipajului tip C2 cu medic. Asistentul începuse manevrele de resuscitare, iar la sosirea medicului, asistentul a predat ștafeta. Aceștia au încercat să-i salveze viața, însă a fost în zadar. Pacientul a rămas în prima ambulanță pentru a nu se transporta prin frig de la o ambulanță la alta și pentru a scurta timpul de intervenție. Însoțit, medicul a sosit la fața locului, a intrat în ambulanța cu asistent, unde medicul a continuat manevrele de resuscitare. Conform informațiilor consemnate în fișa decesului, copilul de 3 ani jumătate suferea de afecțiuni cronice pentru care nu a mai fost investigat sau spitalizat în ultima perioadă. Totodată, autoritățile au decis sancționarea medicului coordonator, care se afla de gardă în noaptea de 17 spre 18 februarie pentru neconformitățile constatate. Acesta a luat decizia trimiterii unei ambulanțe cu asistent, deși situația era încadrată la nivel de cod roșu. Pentru neconformitățile constatate s-au sancționat contravențional Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani și medicul de gardă din Despecerat din noaptea de 17 spre 18 februarie 2021. Potrivit directorului DSP, Monica Dăscăliței, deoarece copilul avea afecțiuni cronice și se afla deja în stop cardiorespirator, șansele la viață nu ar fi fost concrete dacă era trimisă de prima dată o ambulanță cu medic. În plus, ar fi făcut intubația orotraheală, manevra, copilul a fost ventilat doar mecanic prin balon, iar medicul ar fi putut să continue tratamentul specific resuscitării cardiopulmonare. În urma necropsiei, copilul suferea de o boală, o insulină cardiacă decompensată. Nu știm de când era această boală și cum a fost evoluția ei. Dacă a pornit de la o patologie virală, cu o miocardită, încă mai sunt teste de făcut, sau într-adevăr era o patologie congenitală a cordului. Potrivit autorităților, cercetările sunt continuate în acest caz. Trebuie să se stabilească dacă cel mic a fost tratat pentru vreo boală, dacă părinții îl știau cu afecțiuni și să se stabilească cu exactitate date concrete în anchetă.